urmare, vreau să vă demonstrez atât dumneavoastră, dar în principal, acelor polițiști care au acceptat să devină sluji ai clanurilor lui Plahotniuc și Filat, că în Republica Moldova există lege și că Partidul Social Democrat în activitatea sa, în permanență s-a condus de normele legale, iar ceea ce fac organele de urmărire penală sunt improvizații, sunt dosare ticluite la comandă și că pentru aceste lucruri dânșii vor trebui să poartă răspundere. Partidul Social Democrat își construiește activitatea sa în baza legii privind partidele politice, legii numărul 294. Și în această lege, articolul 16, drepturile partidelor politice sunt în felul următor. Partidele politice au dreptul de a desfășura mitinguri, demonstrații, orice alte întruniri în modul stabilit de lege. Prin urmare, Partidul Social Democrat și reprezentanții partidului au tot dreptul conform normei legale de a desfășura mitinguri și alte acțiuni de protest. 2. Toate mitingurile, toate acțiunile de protest, toate întrunirile pe care trebuie să le organizeze fie un partid politic, fie o organizație obștească, fie o persoană sau un grup de persoane, toate procedurile de, care reglementează aceste întruniri sunt expuse în legea privind întrunirile, legea numărul 26 din 22 februarie 2008. Prin această lege sunt stabilite toate normele și procedura de notificare privind desfășurarea întrunirii. Prin urmare, la data de 5 august, Partidul Social Democrat a înregistrat la primăria municipiului Chișinău notificarea, așa cum prevede legea privind întrunirile, prin care anunță primăria municipiului Chișinău că la data de 7, 8 și 9 august 2014, deci intenționăm în municipiul Chișinău, Piața Mare Adunării Naționale, să desfășurăm o acțiune de protest în legătură cu indiferența guvernului față de problemele fermierilor care au de suferit din cauza lipsei pieței de desfacere, urmare deciziei Federației Ruse de a nu permite pe piața sa produsele moldovenești. Totodată, prin acest demers, am adus la cunoștință că participanții la meeting se vor aduna din diferite regiuni ale țării și vor ajunge în Piața Marei Adunării Naționale pe diferite trasee. Și am descris aceste trasee, traseul care vine despre Bălți, traseul care vine despre de la șoseaua Hâncești, traseul care vine din partea raionului Anenei Noi, traseul care vine din partea raionului, deci drumului de la Ungheni și așa mai departe. Deci, iată, vedeți numărul de înregistrare și ștampila de înregistrare conform prevederilor legale de la primăria municipiului Chișinău. Prin urmare, mitingul de protest, acțiunile preconizate de Partidul Social Democrat împreună cu fermierii au fost strict conform prevederilor legislației în vigoare. Mai mult decât atât, o scrisoare de informare a fost adresată tot la data de 5 august domnului prim-ministru Iurie Leancă, unde l-am informat pe domnul prim-ministru despre acțiunea de protest și că această acțiune de protest va avea loc din cauza că guvernul condus de domnul Leancă nu a întreprins nicio măsură pentru a soluționa problemele fermierilor. Totodată, înțelegând și cunoscând că până în Piața Mare Adunării Naționale participanții la acțiunea de protest se vor deplasa cu tehnica agricolă pe traseele Republicii Moldova, Partidul Social Democrat a făcut și un demers către ministrul afacerilor interne, Dorin Recean, tot la data de 5 august, iată ștampila care adeverește că această scrisoare a fost înregistrată la Ministerul de Interne, prin care l-am informat pe domnul ministru despre acțiunea de protest, l-am informat despre faptul că fermierii pornesc în dimineața zilei de 6 septembrie spre Chișinău, am indicat rutele
pe care se vor și traseele pe care se vor deplasa fermierii cu tehnica agricolă și am solicitat sprijinul și susținerea deci Inspectoratului Național de Patrulare ca aceștia să se deplaseze împreună cu participanții la acțiunea de protest. Deci, prin urmare, Partidul Social Democrat a întreprins toate măsurile necesare, conform legislației în vigoare, de a organiza această acțiune de protest.